Bursa de valori de la Moscova va rămâne închisă și pe parcursul săptămânii viitoare, a anunțat Banca Națională a Rusiei. Bursa de la Moscova este închisă din data de 28 februarie, de când au intrat în vigoare primele sancțiuni împotriva Federației Ruse, care a decis să invadeze teritoriul Ucrainei. După ce mai multe țări au impus un val puternic de sancțiuni economice, după ce Vladimir Putin a decis să-și trimite trupele să invadeze țara vecină, economia Moscovei a intrat în pragul colapsului. Bursa de la Moscova nu s-a mai deschis în 28 februarie, iar de atunci a rămas închisă printr-o încercare a băncii centrale ruse de a evita un dezastru și mai mare asupra economiei Federației Ruse. Luni se vor împlini 2 săptămâni de când Banca Centrală a Rusiei a decis să nu o mai deschidă. În urma sancțiunilor luate, Rusia a depășit Iranul și Siria și a devenit țara care a fost supusă celor mai multe penalizări. Printre sancțiunile luate împotriva Rusiei se numără și excluderea a 7 bănci rusești din sistemul de plăți SWIFT. Și investitorii străini au anunțat noi planuri de ieșire de pe piața rusească în momentul în care tranzacționarea de acțiuni se va deschide.